Incendiu violent, doamnelor și domnilor, lângă primăria Mogoșoaia arde violent un service plin cu butelii de oxigen. Martorii au auzit mai multe explozii. Victor Vreme este și el la fața locului. Victor, ce se întâmplă? Bună seara, bun găsit tuturor! Într-adevăr, suntem în Mogoșoaia, vedeți și în spatele meu cum în continuare este foarte multă fum negru aici de la un service de autoturisme care este improvizat practic în garajul unei locuințe. Discutăm despre efectivele de pompieri care sunt suplimentate chiar și în aceste momente. Vin în continuare aici mașini, sunt mai multe autospeciale de stingere cu apă și spumă, vorbim totodată și despre autospecialele care au și această autoscară pentru a se putea interveni și pe deasupra. Totodată vă spun că este un cartier foarte, foarte populat, cu case una lângă alta, tocmai de aceea există un pericol ca acest incendiu să se propage și să se ducă și la celelalte locuințe din jur. Pe de altă parte, vecinii au povestit faptul că, atenție, discutăm despre mai multe explozii care au fost auzite. S-a văzut o flacără foarte, foarte uriașă, o ciupercă din aceea, precum în cazul Crevedia. Și aici vedeți pe stradă cum vin mai multe efective, sunt și pompierii SMUR la fața locului. S-a creat acest perimetru de siguranță de către polițiștii care sunt și ei aici. A fost evacuată toată zona, practic toți locatarii sunt în spatele meu în aceste momente, însă am auzit oameni care veneau în fugă să mute mașinile, dar oameni și care veneau, atenție, în fugă pentru că spuneau că au oprit gazele în casele care sunt gard în gard cu cea în care arde, de frică să nu se propage și să nu explodeze. Așadar, vă spuneam, este un incendiu la peste 200 de metri pătrați în aceste momente. Se intervine pompierii și acum își tragă furtunurile pentru a se interveni. Rămânem și noi la fața locului și o să revenim cu informații. Mulțumesc, Victor, ne vom întoarce cu siguranță la tine. Vă prezint și invitații mei, ați văzut deja domnul Alexandru Cociș aici în platou, deputat Forța Dreptei. Bună seara, bine ați venit. Domnul Mario Demețo, reprezentant PNL. Bună seara, domnule Demețo. Bună seara, vă mulțumesc. Și domnul Ilie Popa, președinte Asociația Pensionarilor Siderurgistul. Bună seara, domnule Popa. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Da. Domnule Cociș, este parcă, nu știu ce se întâmplă în Săptămâna Mare, e al treilea incendiu de mare amploare după cel din nordul capitalei, a mai avut unul în sectorul 1 pe la București Noi și acum iată aici la o aruncătură de băți de capitală un incendiu destul de puternic și aici. E important să se intervină corect, să fie stins incendiul, să nu se propage mai departe și să nu se întâmple sorească Dumnezeu. Da, această frecvență, permit să spun că este o coincidență, suntem o țară destul de mare totuși, e o coincidență. Important este să se învețe lecțiile trecutului și de către cei care depozitează astfel de materiale ușor inflamabile, cum sunt aceste butelii de oxigen, și de către cei care au manipulat greșit și nelegal acel GPL în acea stație fără autorizație la Crevedia. Adică important este să se învețe din lecțiile trecutului și să se înțeleagă nu numai că distrugi viețile celor din jur, dar îți distrugi și viața ta punând în pericol și omorând oameni din cauza ta pentru că ai funcționat nelegal sau ai depozitat materiale inflamabile în condiții improprii. Pe urmă, dacă se întâmplă un astfel de incident, inclusiv viața ta este distrusă. Ajungi și faci pușcărie pe lângă faptul că ai pe conștiință oameni care mor din cauza, din vina ta. Da, știți ce nu înțeleg eu, domnule Demețo? Mă uit la imaginile acestea și pare o casă sau, mă rog, unde are loc incendiul. Ce caută totuși un service cu butelii de oxigen printre niște case? Că văd că sunt numai case de jur împrejur. După stingerea incendiului, cei de la ISU vor face și o expertiză să vadă care sunt cauzele incendiului și de ce a fost atât de mare incendiu și dacă acel service funcționa sau nu legal acolo. Așadar, la întrebările acestea, cu siguranță vom avea răspuns atunci când incendiul va fi lichidat. Cred că important în acest moment este ca incendiul să nu se întindă, să fie lichidat cât mai repede de pompieri. Și după aceea, când situația se va liniști și nu va mai fi niciun pericol pentru nimeni în acea zonă, vom afla și aceste răspunsuri cu siguranță. Dacă acel serviciu funcționa legal... Păi da, să se și întâmple ceva, domnule Demețo, mă iertați, în continuare, după nenorocirea de la Crevedia, stații GPL sunt în continuare în București, da, printre blocuri, le vedem și acum. Deci nu se schimbă nimic.
legislația s-a schimbat și pot fi închise, cei de la ISU pot închide. Eu știu din vremea în care eram prefect că instrucțiunile erau foarte ferme ca aceste controle să fie făcute extrem de intransigent. Eu, la rândul meu, am avut acest control care a fost generat de Ministerul Afacerilor de Interne și a fost un control, vă rog să mă credeți, în județul Olt, cel puțin, extrem de bine pus la punct, amănunțit și cu niște consecințe foarte dure pentru cei care nu respectau legile. Mă întorc încă o dată. Poate or fi controle, cum spune domnul Demețo, dar se poate întâmpla oricând să explodeze. Așa este. Deci, în continuare, avem stațiile acelea de GPL aici în capitală și sunt convinsă că sunt în toate zonele rurale. Așa pentru este. Că... Să știți că multe dintre aceste stații GPL, acum trebuie să spunem întreg adevărul, multe au fost construite pe vremea când nu existau blocuri împrejur. Pe urmă, blocurile s-au construit lângă acele stații GPL, care să știți că multe au vechime mai mari decât blocurile din jurul lor. Și astăzi, legislația, într-adevăr, prevede faptul că respectivii proprietari ai stației GPL trebuie să o închidă. Pare așa un pic incorrect față de businessul acela. În același timp, asta este legislația, sunt puși oameni în pericol, probabil trebuia, nu știu, să se gândească și când s-a dat autorizația pentru construcția blocului. În același timp, nu poți nici să îngrădești dreptul cuiva de a folosi proprietatea privată pentru a construi. Este o chestiune destul de dificil de apreciat, mai ales că sunt foarte mulți... Doamna Romanescu, da, vă rog foarte scurt, vreau să mergem mai departe. Vă rog. Dacă vorbim de anomalii legislative, o stație GPL care are 5 metri cubi are nevoie de autorizație pentru securitate la incendiu. Un depozit care are 35 de metri cubi nu are nevoie. Da. Asta dacă vorbim de anomalii legislative. Așa este. Să rămânem cu ochii pe ceea ce se întâmplă în Mogoșaia. Sperăm că va fi lichidat acest incendiu, însă înțeleg că au mai fost trimise și alte mașini de pompieri. Să sperăm că nu se întâmplă nimic grav, să nu avem parte de vreo explozie, ferească Dumnezeu. Mergem mai departe, însă vă spuneam, ne vom întoarce dacă este cazul la Mogoșaia. Schimbăm subiectul.